Mai trage un pic. Atât. 26,5, 126,5. Deci 126,5. Grav accident de circulație petrecut aseară în jurul orei 21:30 la ieșirea din Iași înspre Buciu. O automacara s-a răsturnat într-o curbă în localitatea Păun. Din primele cercetări făcute în zonă, o defecțiune la motor ar fi cauza principală care a dus la producerea tragediei. Șoferul a frânat cu cel puțin 120 de metri înainte să derapeze și să se răstoarne pe șosea. În urma impactului, șoferul a decedat pe loc. Ai trebuit noroc de acești copaci, acest gard. Șoferul venea dinspre Vaslui spre Iași și ar fi avut viteză. Poliția a deschis dosar penal, iar ancheta continuă în acest caz. Am fost sesizați cu privire la faptul că pe drumul național 24, în afara municipiului Iași, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că un bărbat de 58 de ani, în timp ce conducea o automacara dinspre Vaslui către Iași, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi pătruns pe contrasens, răsturnându-se pe partea carosabilă. În urma accidentului, conducătorul auto a decedat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă. Traficul în zona a fost blocat mai mult de 3 ore, până când macaraua a fost ridicată de pe șosea.